Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Foarte simplu să fii polițist în România. Foarte linieci, tentații de toate felurile. Acolo nu mai sunt polițiști, unde sunt lilieci, da, să știi. Se fuge. Oricum, și suspecții în sine. Adică orice suspect peste nivelul băbuță care vinde mărar în piață, fără autorizație, prezintă riscuri majore de sănătate pentru polițiști. Cred că se discută, se estimează înainte de intrarea în acțiune, se estimează levelul. Dar crezi că se iei pe niveluri ca la filme? Da. Ca la armata americană? Ca la jocuri. Nu, e ca la jocuri. Ce level? E, okay. E level băbuță. Level băbuță cu mără, bagă-i combo. Dă-i combo. Ce e peste? E peste, da. Stealth, tăticule. Peste. De ce zicem asta? În Constanța, un domn reținut în gara orașului pentru că bea o bere, apare n-ai voie să bei bere în gara, așa se înțelege din această. În gara sau în spațiu public? Uite, la americani știi bine că nu ai voie să bei bere în spațiu public. Nu știu chiar atât de bine, dar dacă zici tu... Știu, când am fost acum foarte mulți ani acolo, știu că erau foarte, se uitau foarte și ne spuneau cei care vindeau bere, că bere beam, nu era... altceva, ne spuneau să nu consumăm în afară. Și vedeam pe cei ca în filme care își puneau berea în punga de hârtie. Da. Punga de hârtie. Pentru doar că am văzut și polițiști care, dacă te vedeau cu punga de hârtie, veneau și verificau dacă berea e deschisă. Aha. Dacă era deschisă, știau clar că tu ai consumat, dacă nu, mă rog. La noi punga de hârtie nu e atât de folosită, noi suntem mult mai transparenți din punctul ăsta de vedere. Deci domnul a fost reținut în gara orașului pentru că bea o bere, s-a înfuriat și a bătut măr pe cei doi polițiști, chiar în secția de poliție. Deci n-au evaluat levelul, cum ar veni. Era level major acolo, au zis, era boss. Uite-mă că e unul care abia se ține pe picioare, fi dat level mic, știi? Deci s-au lăsat păcăliți, era level boss și în prima parte a bătăii el a ținut și berea într-o mână. Să nu se verse. Mamă, deci era boss adevărat. Ulterior a aruncat cu ea într-un polițist. Săracul polițist. Deci, da. Meciul a început cu avantpremiera de pe peron. Într-o dimineață de vară anul trecut, o patrulă care supraveghea gara a observat o persoană care bea bere pe peron. Au venit, au cerut buletinul, persoana a refuzat, l-au luat la secție. Și un polițist i-a făcut proces verbal de contravenție. Când s-a ajuns la partea cu semnătura, contravenientul s-a enervat foarte tare. Acolo s-a rupt treaba. Au mai fi cerut și ăsta niște ciorbă de burtă. Până atunci era o experiență. Hai, dimineața mă plictisesc, beau o bere în gară, tren oricum nu vine, am tot timpul. Hai cu noi, hai domnule la poliție, ce o să faci? Ia. Și a crezut că e glumă până când a venit momentul de semnat contravenția, s-a enervat, a avut loc un schimb de replici despre rude în viață sau decedate. Domnul cu berea a dat cu ea în poliție și a sărit pe el. Mi se pare uluitor că încă mai avea berea. Adică, nu știu dacă ați luat vreodată vreo amendă, prieten, dar dacă vi s-a întâmplat, durează foarte mult să completeze tot procesul ăla verbal. Adică stai și ai mai repede că trebuie să... Nu era chiar așa de cald. Da. Și deci mai avea berea după atâta timp. Oricum se încălzise, presupun, și cred că de-aia a renunțat la ea, în timp ce contravenientul îl dădea pe polițist cu capul de fișet... Deci nu susținem violența, vă rog frumos. Da. Deci să nu înțelegeți greșit. Dar râdem de situația în sine. Deci în timp ce îl dădea pe polițist cu capul de fișet, în încăpere a intrat și partenerul de patrulă. Presupun că alarmat de vacarm, că fișetul ăla... Doar pentru a-și o lua și el cam la aceeași intensitate, mai puțin tamponarea cu scăfârlia de fișet, despre care nu mai avem detalii. Concluzia reporterului Pro TV, citez, în cele din urmă, cei doi polițiști s-au regrupat și au reușit să-l imobilizeze pe bătăuș. Înțeleg că l-au și condamnat? Da, auzi? Crezi că ăsta s-a crezut smeu și a aruncat berea pe post de buzdugan? Mai știu așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.